Hai, te-a pus pe TikTok? Nu. Ofertă la pește. În casă nu are că aici sunt 15 lei kilogram. Legumă nouă. Cio-cio. Așa arată gustarea de azi. Arată ca un cartof plin de antioxidanți. Ca la țară. La desert, banană cu fructul pasiunii și dulce de lece. Bimbi? Si? Am primit o cursă gratuită cu mașina până la graniță. Foarte mulți arbori. Drumul Hill Parana. Se vede podul prieteniei dintre Paraguay și Brazilia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Brasil, tá? Muita sorte obrigado para vocês. Tchau. Alessandro, proprietária de la cazare, fix aproape de graniță, în fața este granița. Dacă treci cu mașina, este bară la bară, dita mai coada. Deci dacă veneam cu busul, trebuia să stăm la o coadă imensă. Vom trece granița pe jos. Azi trecem din Brazilia în Paraguay. Ieri am fost să vizităm Argentina. Azi continuăm traseul. Pe podul prieteniei. Pe podul prieteniei. Continuăm traseul. Ne-a salvat de bus de luat. Da, ne-a dus gratis. S-a oferit să ne ducă până la graniță. Nu erau foarte mulți kilometri, aproape vreo 12 kilometri de unde stă tipa. La fix. Ar trebui să trecem pe partea. Da. Hai repede. Ca boada, bară la bară. Se poate observa Paraguayul. Rio Paraguay. Facem update-uri la chip, intrăm pe spaniolă, un euro pe monedă nouă. Și pe monedă nouă. Guarani, moneda guarani. Guarani, un euro valorează 7800 de guarani. Deci acum trebuie să gândim în mii, zeci de mii, sute de mii, milioane. Te dorme bine, a, la graniță. Am pus ștampila de ieșire din Brazilia, pornim spre Paraguay. Ce scot QR nu l-am avut, n-am mai completat nimic ca pe net, nu ne-a cerut nimeni. Am ieșit din Brazilia. Podul prieteniei. În stânga se pot vedea trei țări. Paraguay, Argentina și Brazilia. În dreapta Brazilia, în stânga Paraguay. O nouă țară. De metri și suntem în Paraguay. În față se observă Brazilia și podul prieteniei. Înapoi la spaniolă. Am intrat în Paraguay.
30 de secunde am stat la granița Braziliei și 30 de secunde, maxim un minut, la intrare în Paraguay. Bună combinație să stai în post de Iguazu în Brazilia și să vii în Ciudad del Este pe jos. Pentru că dacă iei busul, stai foarte, foarte mult la graniță sau cu mașina. Sunt câțiva kilometri de mers pe jos. Am făcut drumul ăsta în 15 minute, cred. Da, sunt cam 2 kilometri. Ne-am luat o cazare aproape de graniță. Și cum se observă, super multe shopping center-uri. La intrare în Paraguay și la ieșire din Paraguay pe partea cu Brazilia, la fel, shopping center. Magazine de cumpărături, pentru că se face foarte mult trade. Cei din Paraguay merg în Brazilia să-și cumpere unele haine. Cei din Brazilia, haine și încălțăminte. Cei din Brazilia vin aici să cumpere tehnologie electronice. După cum se observă, și nu mai reclamă. Argentina, și în Argentina merg pentru mâncare, majoritatea carne, brânză, vin. Vai, shop, Santo Domingo, India. În partea aia este China, Macedonia, chiar. Macedonia. Toate shopurile din toate colțurile lumii. Ce-i drept, la prima impresie, cam mult jec pe jos, multe pungi de plastic, la... Ce-i, aude? Furnicile. Și-a luat consola de mixat. Madrid, pe dreapta. Madrid, centru Madrid. Două femei indigene. Este, bă, street food, nu? Shopping-ul. Ne-am luat o zi în Ciudad del Este pentru a schimba bani, să găsim unde-i busul. Să ne familiarizăm cu o nouă țară. Pampas! Busurile cam rote. Steagul Paraguayului. Am ajuns la Lava Lux. Aici avem secretul. La ultimul etaj. Ei, voilà, la ultimul etaj. Cu acest minunat view. Ca lumea, nu? Frigem și un grătar. Lasă lumea aprinsă. Uf, aerul condiționat. Suntem bani oamenii, a? Așa e cum vii străini. 13 euro pe noapte cu o mică bucătărie și bineînțeles baia. Miroase nou, acurat. Uf, să închidem ăsta. E bine, da? Cel mai mic săpun văzut vreodată, făcut în Paraguay, produs local, 10 grame de săpun cu glicerină, jabon de tocador, săpunul care te atinge. Senzații tari din Paraná. Mega cutia de chibrituri cu 200 de bețe și tipsuri pentru bucătărie.
Vrem să schimbăm bani și să vedem ce putem mânca în această zonă. Acest video este pentru burlacul Cosmin 8190. Multă baftă! De vis-a-vis de Mikasa Hotel din Paraguay. Cele mai dubioase scări sunt super mari. Înalte. Super înalte. Sunt super, super înalte. Mergem să schimbăm niște bănuți și să vedem unde este stația de bus pentru Asunción. Sunt diferite variante de schimba bani, 1,7-600 euro, și mai sunt niște oameni care schimbă pe stradă. Putem să intrăm să vedem ce curs au. Fructele la colț de stradă. Bienvenido a Paraguay. Fructul dragonului. Nu este nicio combinație dacă schimbi de la oamenii de pe stradă sau dacă schimbi la un exchange. Am găsit un exchange cu un curs super bun. Pe stradă îți dă 7600 și am găsit la un exchange cu 7630. Am pus mâna pe banii din Paraguay. 380.000 pentru 50 de euro. Și au bani de plastic. De plastic. 5.100 de lei, 20 de lei. 5.000 sub 1 euro. Centrală hidroelectrică. De aici s-a pornit cu realizarea mandalelor. Sunt niște comunități care te învață cum să faci aceste mandale. Am stat să schimbăm bani mai mult decât am stat la graniță. Fotografii la pașaport. Super date băgate. Adresa, unde stai. Numărul de telefon. Am stat aproape 10 minute. Viza, unde e viza? Viza, unde e poza la viză. De asta cred că aleg mult să schimbe la negru. La negru, la oamenii după stradă care sunt montați vis-a-vis de exchange, pentru că ei schimba direct, nu mai aștepți super mult. Evenimentul cultural del este Brazilia, Argentina și Paraguay. Zona asta sunt oamenii care fac rap. Rap, rap. Rap din Paraguay, unde sunt? Ascunși pe aici. După pietre. Să fac rime. Rime dintre ghete după pietre. Ne așteaptă nava. Decolăm de seară. Decolăm de seară spre Asunción. Vrem să căutăm de unde se ia busul Omnibus. Omnis înseamnă extraterestru. În spaniolă. Omnibus. Busul extraterestrilor. Guvernul, nu? Conducerea, da? Conducerea, guvernul. Galben și roșu. Coșurile de gunoi, tricolorul. Sunt piața ce întunecată. Am văzut un afiș din Brazilia. Huevos Brazil, 25 de mii. Aha, hai pe aici, pe legume și fructe. Rosa vinete. Două salate, 5. Wow, ce bine. Un leu și ceva. Am putea să ne luăm niște salată. Am putea, ia să vedem dacă mai găsim prețul. 3000 kg de castraveți. Da. Lime, 6.000 kg. Ce scump că sunt lime, nu?
2 ananași 15.000, 8.000 kg de roșii. 2 ananași, adică 10 lei. 4.000, 2 salate 5, 4.000. 3, 10. Producători. Cartoful dulce, 3 ori 10. Ce mai vedem? 3 ori 10. Condimente. 5.000 kg de cartofi dulce. Asta nu știu salate de astea, 3. 3, 5. Salate. Gustări, gustări. Cei drept miroase foarte bine. Niște pești. Două valori. Da, da, e un mir. Asta din piață, casava cu pește prăjit. Și... Dar sunt delicioși pești. Sunt și meniuri, dar din cauza că nu mâncăm în dreapta noastră, sunt multe femei care gătesc, au supe. Din cauza că nu mâncăm animale terestre și alte grăhăitoare. Și un desert. Este locru. Am mâncat 15 peștișori. Și 2 casava au făcut câte un dolar de om. 2 dolari de om mi-a costat. Și acum cu 1 euro ne luăm crema de lapte. Crema de lapte și orezul. Cu fructele. Orezul. Alune cu miere. Și budinca. Și asta? O mai întreb o dată, că nu mai mi-amintesc, dar mi-a pus peste miere. Miere. Un mazamora și crema de lece. Crema de lece sau nu era? Crema de lece. 8 miute. Adică 1 euro. 1 euro. Mazamora am mai încercat unde? În? Peru. Peru. Mazamora, să ne amintim de Columbia. Budinca băgat în pahar. Teată felie și băgat în pahar cu sirop. Budinca de porumb. 3,50 lei. Am rupt peștele și acum gustări pentru pisici. Dă-i drumul pe oricum. Busul până la Asunción costă 100.000, are programul de la 5 până la 11 seara. A prins lumina, ne-am întors în piață. Am luat și niște brânză. Brânzică, roșii, roșii mici. Sherry. Roșii sherry la 3,50 lei. O vi cu stica ta, știi, să pun lichid. Balsam de rupe. Balsam de rupe și... Sau soluție de spălat pe jos. Sau... Detergentul. Așa da. Un supermarket chiar super mișto. Poți să ții tot un orsac de eco, să reduci o grămadă de plastic în acest fel. Hai pe pâine, ești chicadă de... Foarte, foarte ieftine ceiurile. 2-3 lei dita mai cutia. 5 lei. Nu e ăla care se vinde puțin? Nu. No. Fă-le, mă! Ți
țigările. Din Paraguay. Să fumezi niște pălămă. Ce clădire interesantă. Ne dă un film puțin de Asia.